Desele apariții în mass media locală a primarului de la Ghimpați, Constantin Crăpânceanu, plus conflictul dintre acesta și Nicolae Bădălău, afișat public în conferința de presă a socialdemocraților de săptămâna trecută, au determinat conducerea PSD Giurgiu să ia măsuri radicale. Astfel, pe motivul că nu sunt acceptate certuri în interiorul partidului, Constantin Crăpânceanu a fost înlăturat de la conducerea PSD Ghimpați, organizație condusă acum de Ștefan Bădilă. Am avut ședință de constituirea organizației locale Ghimpați, unde a fost ales domnul președinte Bădilă Ștefan în calitate de președinte al organizației locale Ghimpați. Un om care are o viziune destul de benefică asupra comunii. Eu sper să facă o echipă bună cu toată lumea, inclusiv cu primarul Crăpânceanu, și să putem dezvolta și să poată dezvolta în fost și la urmă comuna cât mai bine și din punct de vedere social și al infrastructurii, implicit și economic. Deși purtătorul de cuvânt al PSD speră ca noul președinte de la Ghimpați să facă echipă cu primarul Crăpânceanu, este puțin probabil ca acest lucru să se întâmple. Se știe că cei doi nu sunt în cele mai bune relații, mai ales că mai nou se vorbește despre candidatura lui Bădilă la primăria comunei Ghimpați.